Bun, deci trebuie să mă liniștesc. Salut, Alva Games, bine am regăsit la un nou clip de Fortnite, asta este primul episod. Nu mai rezist să mai explic chestia asta de multe ori. Vreau să joc Fortnite doar la win. Vreau să fac o serie de Fortnite în care să postez clipurile întregi, dar doar victorii să postez. Vreau să joc doar la victorie. Îmi va fi extraordinar de greu, cum am mai spus, pentru că este un joc extrem de greu dacă nu-l joci non-stop. Dar vă spun că nu voi posta doar win, cel puțin în momentul ăsta, pentru că deoarece fiindcă încă nu știu dacă voi câștiga meciul sau nu, adică rămâneți până la final ca să vedeți dacă îl câștig sau nu. Dar vi le las întregi pentru că mai puteți învăța alături de mine și toate chestiile astea. De aia zic, e mai ok să vă las meciurile întregi decât să tai, să postez orice, să nu știu ce. Dar n-am timpul la dispoziție să joc în fiecare zi încât să fac doar win-uri, mă înțelegeți? Am, nu știu, o oră la dispoziție pe zi să filmez pentru seria asta, să spunem. Deci, din ora aia eu trebuie să scot un win. Dacă nu reușesc în ora aia, practic o să postez un match în care nu fac win. E destul de simplu. Sper că ați înțeles regulile și bazele seriei. O să fie o serie extrem de interesantă pentru voi, sper, în care învățați alături de mine și vedeți cele mai mișto play-uri pe care pot să le fac și chestii. O să vă placă, zic. De-aia, apăsați butonul de like, strângem cât mai multe like-uri pentru a posta în continuare cât mai multe clipuri. O să încerc să postez cât mai des dacă văd susținere, adică dacă se strâng, nu știu, câteva sute de like-uri, nu știu, mult, nu știu, dacă ajungem la 500 de like-uri, sunt foarte fericit și dacă reușim. Deci dacă ajungem la 500 de like-uri, postez cât mai des, promit. De-aia zic, susțineți seria cu un like și hai să-i dăm drumul, mergem Lonely Lodge. Deci, de când am început să filmez, eu n-am văzut shotgun. De când am început să filmez, n-am prins un shotgun, am prins doar arme proaste. De-aia, dacă prind un shotgun, am șanse și o să mă mențin în viață, puii mei. Că este imposibil să te bați cu unul care are shotgun de la apropiere. Este imposibil. Fizic imposibil. Nici pe tras nu mai sunt așa de bun recunoscut. Da, nu știu. Hai să mergem la casa asta. N-am unde am undeva. Nu știu, zi-mi măcar că nu vine nimeni după mine. Sunt și o solo la o casă? Da, sunt destul de solo, cred. Deci ok. Nice, avem de aici un din ăsta. Hai să vedem cum e casa asta, e prima oară când vin, cred. Avem una biblioteca. Bun. Hai să ne luăm primul chest găsit. E bun. What? Ce tare chestia asta, cum e aici, priveliștea asta nebună. Hai mă, pune-te acolo, stau să trag de tine de jumătate de oră, ești mare importantă tu, bombă. Da. Bun. Uite, avem foarte multe gloanțe, ceea ce îmi convine, pentru că știți foarte... Firul căcatului. Pentru că știți foarte bine că e foarte nașpa cu gloanțele în jocul ăsta. Opa. Te-ai îngrijă, Ani. N-avea armă măcar. Măcar sunt singur acum? Că n-am încă shotgun. Bun asta. Asta-mi place. Dă-mi mini shield-urile. Dă-le mama lor de bombe. Dă-mi mini shield-urile. Că astea mă interesează pe mine. Și un shotgun pe aici și la băiatul. Dar sunt în zonă. Mamă, ce genială e zona pe care am ales-o momentan. Deci suntem super bine poziționați, băieți. Acum dacă găsesc un shotgun, eu sunt cel mai fericit. Că aia e importantă pentru mine. Doar gloanțe de shotgun, serios? Mă, dar e foarte tare casa asta. Cred că... O să țin minte zona să mai trec pe aici. Îmi place asta, dă-mi. E moartea pasiunii mele, Deagle. Îmi place foarte mult să trag pe el. Bun. Vă zic, e foarte greu cu win-ul, dar eu o să mă concentrez maxim pentru voi. Fiindcă știu că se poate să facem win-urile astea. De fapt aici n-avem nimic. Ok. Deci nu sare. Așa. Te sperie și nu mai sare. Bun, deci în casă am lutat tot, cred. Apa nu. Lol, n-am lutat. Uite shotgun. Da, puteam să jur că n-am lutat aproape nimic, de fapt. Cam mare casa asta. Toate că am intrat pe aici, dar am zis de la sol și n-am mai trecut prin camerele astea, să vedem ce e pe aici. Aici e ieșire, un din ăla de rufe.
Pe aici intrase fraierul ăla, pe aici o bucătărie, nu mă interesează absolut deloc. Și sus cred că da, am fost și am lootat tot. Bun, hai să plecăm, e ok. Vreau să mai verific spatele casei, să nu fie ceva să ratez pe aici. Că nu-mi place să ratez, nu știu. Ia, ceva iteme pe aici? Mamă, ce urmă. Absolut nimica, bun. Și cu loot-ul stăm bine. Cu loot-ul chiar stăm foarte bine. Adică, mă rog, meți, cum se cheamă chestiile astea. Materiale, așa. Materialele chiar stăm ok. 300. A, ei, tatea asta contează, e nebun să avem materiale, să dăm în ei. Bun, hai să ne pornim un pic. Unde s-a pus zona, 39 de player rămași, super, super bine. Nu e nicio grabă să batem pe nimeni, nu suntem pe grabă să ne batem cu ei. Nu vreau să mă bat cu nimeni dacă nu este nevoie. Cam așa trebuie să joci la win. Să fii foarte prudent, să nu te bagi ca nebun, mai ales dacă nu ești un player extrem de experimentat ca și mine. Adică eu o să încerc să joc pe poziționări, pe alte trebușoare din astea. Înțelegeți voi. Bun, îmi trebuie două shotgun-uri, clar. Îmi place că am un tactical albastru. Chestia asta o să mă ajute enorm. Give it to me. Hai că mă cac în el de sunet de la ăla, că n-aud în jurul meu. Sigur trebuie să fie cineva aici. Hai mă. Uite-l. Oh, doamne, am ratat groaznic aici. Vai, doamne. N-am dat tot deloc bine. Dar avem light machine gun pe care nu îl vreau. Sunt ok. Mulțumesc de lag. Dar n-am ce să mă duc să recuperez de fapt că vreau să mă duc să mai... Da, nu, nu întrebați. Nu contează ce am vrut să fac. N-am dat-o prea bine. Dar e ok, merge. Mere, mă. Bun, deci tipul ăsta sigur a fost solo aici, deci... 500. Give this bad boy to me. Din păcate nu mai avem deloc de ăla, dar... 500 de... Da, n-am cum să fac rost. Măcar aveam 500 de lemn, frate, wow. Asta e bine rău de tot pentru mine. Că am făcut rost de un scar golden. Mai golden decât lino. Hashtag. Ia să vedem. 153, hai să mai strângem din asta. Trebuie să ne facem înapoi materialele. Să putem da în ei cu putere. Player rămași 27. Nu prea să omor băieții. 27 de player în minutul ăsta e destul de mult, sincer. 27 de player rămași până acum e chiar bine, adică sunt mulți rămași. Nu e ok pentru mine, adică eu aș vrea să rămână cât mai puțini. Bine, doar mă interesează să câștig meciul, sincer. V-am spus că un win în meciul ăsta nu e așa de ușor de făcut. Poți să joci extrem de prudent, dar din câte vedeți eu nu joc chiar atât de prudent cum ar trebui dacă vreau să fac win-urile alea la nou, mă înțelegeți? Și ăla. E un chest sau mi se pune chest, nu cred că e chest. Bun, a venit zona, avem aici un chest, bun să-l iau. Văd niște construcții pe acolo. Opa, opa. Opa, lăsăm ăla deoparte momentan, se pare că nu avem cum să ne luăm chestul de acolo. Adică nu prea cred că mai am nevoie de nimica. Poate doar de o pompă albastră, știți ce zic? În rest, sunt ok.
Nu cred că vine nimeni dinspre zonă. Cât de... Vai de capul meu, trebuie să ne punem pe alergat. Aolo. Meciurile alea în care trebuie doar să alergi și dai de player pe drum cu care trebuie să te bați. Și în loc să poți să fugi, că tu asta trebuie să faci. Că de... Nu să poți să fugi, stai și alergi. Că ești extrem de departe de zonă. E capul și de zilele mele. Hai să vedem cum ne descurcăm. Eu vă zic de pe acum, dacă dau de vreun player, nu mă bag cu el la iurea. Este foarte riscant, am murit în foarte nenumărate moduri de când joc jocul ăsta. Nu știu, am multe sute de meciuri la activ. Am câteva sute de meciuri, n-am așa multe. Dar din experiența mea, nu e bine să te bagi aiure. Bine, aștept și vezi ce vrea să facă inamicul și după te bagi dacă e ceva. Ia, dă-mi aici mie șmecheria aia mare. Hai. Și când... Au gloanțe. Eu am zis că nu mă bag, dar... Ah. Dar trebuie să iau pe aici. Să nu mă vadă. Asta n-avea nimica, frate. Aolo, vine zona, no. Hunting rifle, ia-l. Bagă repede scutul. Știți care-i treaba? Am medkit-uri. De-aia cred că am șanse. Unde? De unde l-am auzit eu pe fraierul ăla? Păi eu am timp de fraierul ăla acum. N-am timp, trebuie să fug. Dar nu sunt așa de departe. Bun, hai că eu pe aici. Vai, doamne. 13 minute deja? Really? E ok că, se v-am zis, am... Am unealta necesară pentru a supraviețui. Asta dacă nu mă bat cu nimeni, desigur. Dacă dau de cineva cu care să mă bat, e nașpa. Bun, las zona să vină, nu mă deranjează. Pentru că îmi ia unul, nu? Doar unul? E bine, mă. Deci mi-a doar unul. Am două medkit-uri în schimb, ceea ce am zis este genial. Tipul ăla. E mort. Mă și uit în jur să nu fie nimeni. Sper rău. The fact că cineva ar putea să fie pe aici. Bun, hai să ne dăm repede medkit-ul, să ne facem viața. Aud glanțe, nu știu de unde. No, nu e timp de telefoane, scuze. Am înțeles că e acum. Uite-i pe aia. Trage-te pe mine, nu? Nope.
Uite, asta, ia dă-o. Bun. Suntem destul de ok. Mamă, de ce? E extrem de strâns meciul. Ce mai aia de aur acolo? E un tufiș? Da. Cacanele de tufiș. Cui mai trebuie tufiș? Ia uite pe ăștia. Ce este de de important? Ah, am înțeles. Ok. Bun. Vă pe unul pe acolo. Pur și simplu a fost foarte strâns meciul. Ăsta era ultimul. Ba nu, ăsta l-a omorât pe ăla cu sniperul. Uite așa se câștigă în Fortnite. Stai la distanță și îl bați pe ăla. Îl bați pe ultimul care a rămas. Dacă v-a plăcut acest clip, fraților, nu uitați să apăsați buton de like. Eu am fost Alexia. Noi ne revedem în clipul următor. Ai, Doamne, ce meci strâns. 7 kill-uri Alvarez. Bine. Vă pup, oameni buni. Ne vedem în clipul următor.